Nu am mai făcut de mult un astfel de clip la mine pe canal, așa că haideți din nou să dai drumul unui haul. De data aceasta, un haul de me. După cum ați văzut, sunt în România de ceva vreme și evident trebuia să mă duc ori la Pepco, ori la Teme. Așa că am decis să mă duc la ambele. Astăzi avem un haul de M. Nu am cumpărat chiar atât de multe produse, însă zic eu că am cumpărat niște produse interesante. Ia să nu mai ies eu din cadru. Și să știți că am rămas plăcut surprinsă să văd că avem revistă. Revistă la DM. Eu nu am mai fost de ceva vreme, cred că 2 ani, cred, nu știu. Dar oricum, înainte când mă duceam eu, nu am văzut reviste, iar acum am văzut că sunt și sunt foarte interesante, pentru că dacă ești o persoană așa cum sunt eu, de nu ai timp niciodată de nimic, este foarte ok să iei o revistă, o răsfoiești acasă și dai seama de ce mai găsești, ce nu mai găsești, ce prețuri au unele dintre ele. Oricum, noi știm că prețurile de la DM sunt puțin cam măricele față de celelalte lanțuri de magazine, pentru că multe produse din DM le găsim și în Kaufland, în Carrefour și evident au ceva bănuți extra, dar hei, cui nu-i place să dă o tură prin DM să vâneze comori, pentru că într-adevăr acolo sunt multe comori. Și răsfoiesc așa puțin cu voi revista să văd dacă e ceva ce-mi sare în ochi. Nu. Oricum, majoritatea produselor le-am văzut și eu acolo. Ia să vă arăt și vouă cam așa arată revista. Avem aici niște clone de parfum. Mișto. Acum văd că am uitat să-mi cumpăr rimel. Am văzut aici rimelul și am uitat. Și vreau să-l văd pe ăsta de la Maybelline New York Sky High. L-am văzut recomandat de fete și chiar eram curioasă cum sunt. Cele de la Baleo nu mă interesează nimic. Aici văd o gamă interesantă de la Elmi Plant. Mi-au plăcut mereu produsele de la Elmi Plant. Uite aici, ser, capsule pentru ochi de la Balea. Mi se pare că Diana le-a încercat și a fost plăcut surprinsă de ele. Aici avem tampoane. Wow! Gama nouă de la Head & Shoulders. Asta nu am văzut-o până acum. Ia să vedem cu ce vine. Cu cocos și cu aloe. Interesantă combinație. Ați încercat gama nouă de la Head & Shoulders? Eu nu. Nici nu știam că au apărut. Pentru copilași ce avem? Nu avem mai nimic. Ba da, uite, avem aici șampon de la Balea, din nou nu ne interesează, bețișoare pentru urechi, pentru copilași, mâncărică. Apropo, dacă sunteți mămiși, să știți că au o gamă variată de mâncăruri pentru copilași, bio. I-am cumpărat și eu lui Fabi, de evident nu o să vi le prezint pentru că Fabi deja le-a consumat. Am fost acum câteva zile de la DM, deci această sacoșică stă de ceva vreme. Lumânări parfumate, oricum, să știți că am rămas plăcut impresionată de magazinul din Buzău. Foarte bine aprovizionat. Și zic, haide să începem și să nu mai fâșim, pentru că avem ceva. Și zic, hai să începem cu ăsta, pentru că și pe acesta l-a început Fabi, dar am zis să vi-l prezint și vouă. Este uleiul de ficat de cod norvegian de la Möller's. Este o minune. Eu am luat-o aici cu toate fructele. Conține omega-3, vitaminele A, D și E, ajută la creșterea sistemului imunitar, la dezvoltarea cognitivă și, cum se zice, la sistemul circulator.
Spune aici așa, mod de utilizare, copii 5 ml pe zi, asta îi dau și eu lui Fabi, pentru copii de peste 11 ani și adulți 10 ml pe zi, adică și eu aș putea să iau, dar eu sunt cu suplimentele mele, eu iau vitamina D și chiar sunt ok cu asta și vitamina C dimineața, dar din aceea e efervescentă și parcă îmi dă așa o stare de bine. Tot pentru Fabi am cumpărat un sirop de arțar. Și pe acesta, după cum vedeți, l-am început. Ah, by the way, prețurile vor fi afișate pe ecran pentru că nu mi-amintesc și nu știu ce am făcut cu bonul. Cred că este în sacoșa de la Pepco. Aici se zice că este sirop de arțar de grad A. Avem într-o variantă de 250 de ml. Aici spune că este varianta mild, adică nu este chiar atât de concentrat. L-am folosit și în Anglia, îl folosesc și acum. E foarte ok pentru Fabi în momentul în care, să zic că mănâncă un fruct și nu este chiar atât de dulce sau îi pun dimineața în cereale. Este un foarte bun îndulcitor și vi-l recomand cu drag. Aici am cumpărat pentru mine și evident că eu mâine plec și nu cred că o să am timp să mă vopsesc. Mi-am cumpărat două cutii de vopsea, negru albăstrui și negru intens. Eu așa le folosesc pe amândouă. De la L'Oreal de data aceasta, numărul 210 și 100, eu le combin, stați că vorbește ring light-ul, eu le combin pe aceasta pentru că nu vreau să fie nici foarte negru și nu vreau să fie nici albăstrui, așa că iau una așa și una așa. Iar asta o fac de ceva vreme, cred că mă vopsesc așa cu ambele culori de ani de zile. Ce am mai luat eu aici? Ah, uite că am găsit și bonul. Da, cred că cel mai bine vi le scriu pe ecran pentru că sunt într-o altă ordine și pierdem foarte mult timp. Aici am luat o mască cu colagen, o mască anti-aging. Așa, spune aici că reumple și hrănește pielea, masca anti-age de la Skinlit, special formulată cu vitamina E, colagen, extract de ceai verde și fructe tropicale, hidratează, ajută la reducerea liniilor fine, a semnelor de îmbătrânire și redau elasticitatea pielii. Tenul va avea un aspect odihnit, clar și mai tânăr. Abia aștept să o încerc să văd cum este și spune aici că este făcut din 100% pulpă de fructe, rodie, fructe și legume. spune aici că este blended with colagen, vitamina E, ceai verde, extract de ceai verde, fructe tropicale și roșii. Da, sunt curioasă și de miros și de ce va face. Aici am cumpărat o ață dentară, am cumpărat două, de fapt, una pentru mine și una pentru Adi. Noi acum cât am fost în România, chiar dacă am stat doar 5 zile, atât eu cât și el am fost la stomatolog, eu am fost la un control de rutină și să-mi fac un detartraj pentru că aveam ceva tarturi de pus pe mandibula inferioară, iar Adrian, din păcate, a avut de făcut mai operațiuni mai complexe, să zicem. Și pentru că și eu am niște retracții gingivale în partea de jos, tot am ce am cu mandibula inferioară, nu înțeleg de ce, și Adi săracul și mandibula inferioară și cea superioară, avem retracții gingivale și ni s-a recomandat să folosim ața dentară. Eu nu folosesc cobitor, dar Adi da. Dar ni s-a recomandat ață dentară, așa că eu am ascultat, uite și eu avem, nu este, dar sigur am cumpărat două, da, acestea sunt de la Colgate și ce vreau eu să vă spun, eu am mai avut de la Oral-B și nu mi-a plăcut deloc și am mai avut de la Dental Lux ață dentară și la fel, nu mi-a plăcut deloc și am auzit că aceasta de la Colgate ar fi diferite și că ar fi mult mai bune față de celelalte. Cea de la Oral-B nu avea gustul acela, nu avea un gust bun, iar cealaltă de la Dental Lux era ca dintr-un fel de gută care se rupea foarte ușor și se rupea și se prindea exact între dinții care sunt mai apropiați și era o senzație atât de enervantă și nasoală pentru că aveai nevoie de scobitoare ca să poți să scoți restul de ață dentară de acolo și evident că nu era un sentiment tocmai plăcut.
Ce mi-am mai luat eu aici? Aici mi-am luat un cleștișor pentru cuticule. Eu am din acesta și în Anglia și să știți că inițial mi-a fost puțin teamă să lucrez cu el, dar acum ne împăcăm foarte bine. Și într-adevăr mă ajută foarte mult. Eu l-am cumpărat din gama lor proprie de la DM Ebelin. Nu am ce să vă spun despre el. Nu l-am încercat pe acesta momentan, dar probabil o să mă mai auziți voi în vloguri vorbind despre el. Aici mi-am cumpărat o pensetă de la Parsa Beauty. Este o pensetă normală pentru că vreau să nu mă mai car cu multe bagaje când plec din Anglia în România, cu pensetă, cu forfecuță, cu gel de duș, cu de toate. Nu, vreau să am aici ca să nu mai am alte griji pe cap. Pur și simplu să iau ceea ce este esențial pentru Fabi și să plec. Pe aceasta am luat-o pentru că mi-a plăcut foarte tare vârful. Este un vârf lunguieț și ascuțit, iar pe mine asta mă ajută foarte, foarte bine. Nu pot folosi pensetele care au vârful acela, nu știu dacă le-ați văzut vreodată, ca un clește așa. Nu mă fac bine cu ele deloc. Sper să nu fie tăioasă ca să rupă firul de păr. Așa, ce mai avem noi aici? Hai că nu mai avem multe. Mi-am cumpărat și îmi pare rău că i-am cumpărat pentru că nici măcar nu i-am purtat. Mi-am cumpărat o pereche de dresuri de la Diamond by Adesco. Mi-am cumpărat 15 den. Culoarea piciorului spune aici că e tradiție românească din 1926. Am cumpărat mărimea 4. Acum am văzut că e mărimea 4. Cred că o să-i dau mamei pentru că eu port mărimea 3 sau 2-3, cam așa. Ia să vedem. Mărimea 4, da. Înălțimea corpului 174 de centimetri. Jesus! Pentru mama evident că nu vor fi bun pentru că mama este mai micuță de statură, dar ia uitați ce interesant este aici, că avem mărimea, talia, înălțimea corpului și perimetrul șoldului. Avem așa niște informații foarte interesante, eu nu am mai văzut până acum așa. Spune aici că este dezvoltat și importat în România și sunt din glama Classic Basic. Wow! Ce mai am aici? Mi-am mai cumpărat o pensulă pentru aplicarea cum se numește blush-ului și a contouring-ului. Și de ce am cumpărat-o pe aceasta? Evident că eu am primit de la Diana niște pensule de make-up, o trusă completă și eu am pus-o separat, acum când am venit în România, am pus-o separat pe pat și am zis să nu o uit. Exact în dimineața când am plecat, am pus-o acolo să nu o uit și ghiciți ce? Am uitat-o. Și când am plecat la chef, când am avut chef în ziua aceea, evident că eu nu am avut... De fapt, am avut un șoc pentru că am văzut că nu am pensule cu ce să mă machiez. Am sunat-o pe sora mea sărăcuța și evident că m-a ajutat. Dar nu aveam pensulă pentru aplicarea blush-ului, așa că am cumpărat atunci, m-am chinuit în ziua respectivă cu fel de procedee. Nu vreți să știți ce nervi am avut. Uite că am rupt ambalajul înainte să vă spun niște informații despre această pensulă. Spune așa că este vegană, cruelty free, este un pachet, un ambalaj reciclabil și spune așa, basic pensulă pudră Parsa. Deci Parsa și ia să vedem cum are perișorii. Hai că e mișto. Oh, dar ce mișto este atât de fină. Iar perișorii nu par nici foarte rigiși și nici foarte moi, sunt undeva la mijloc. Voi să știi că îmi place. Acum să vedem și cum întinde produsul și cum îl blenduiește. Nu știu dacă reușește să capteze camera. Este atât de fină.
Voiam să vadă, să capteze camera densitatea pensulei. Vai, îmi place, îmi place, îmi place. Și uite, aici arată și o adresă de Facebook și Instagram, adică puteți să-i căutați fix Parsa, Parsa-Beauty, și un site www.parsa-beauty.de. Mișto. Uite, și aici arată cum să punem înapoi căpăcica aceasta. Adică niciodată nu punem de sus în jos, așa, pentru a strica perii, ci invers, de jos în sus. Foarte interesantă. Chiar sunt plăcut surprinsă. De aia, să vedem, poate face și treabă bună. Ia uitați ce am găsit eu acolo. Tărăm, tărăm, tărăm. Am găsit o cremă de corp de la Nivea, un body souffle, așa se numește, și este cu coconut și monoi oil. Ce este monoi oil? Habar n-am. Și ia să vedem aici cum miroase. Wow! Wow! Simt foarte, foarte bine mirosul de cocos. Îmi place mirosul de cocos. Și uitați-vă și cum arată, este albă și are niște punctișoare galbene. Presupun că acest monoil oil sunt punctișoarele acestea. Oh, aoleu, ce mișto miroase! Și structura este foarte lejeră, nu este atât de grasă, așa cum este obișnuită crema Nivea, pentru că, da, trebuie să recunoaștem, crema Nivea are o structură grasă. Oh, ce mișto miroase! Vai, cât îmi place! Doamne, deci sper să și păstreze mirosul. Și văd aici că conține și orhidee. De aia miroase atât de frumos, pentru că mă duce cu gândul la Calvin Klein, parfumul acela bărcuță, euforia. Vai de mine! Deci, uite, încă o dată vă arăt, dacă o găsiți și vă interesează doar un produs care miroase foarte bine și se absorbe foarte bine în piele, vă o recomand. Oh. Adică nu are ce să nu vă placă. Asta cred că am făcut o alegere super bună. Ce mișto miroase. Doamne, cât îmi place! Știți că eu așa rămân fixată pe anumite lucruri. Când îmi cumpăr ceva și mă încântă, rămân fixată pe produsul respectiv. Bine, că până acum m-a cam încântat cam tot ce am luat, mai puțin dresurile care nu am înțeles de ce nu le-am luat. Ce am luat în... acum am adus aminte. Deci eu pe acestea le-am luat ca să le port la botez, însă mi-am luat niște dresuri negre. Cred că am uitat de astea în momentul în care am avut botez. Bun, aici am luat niște niște semințe de chia sau chia, cum vreți să le numiți, de la Solaris. Din nou, eu le folosesc foarte des, atât pentru mine cât și pentru Fabian, bine, și pentru Adi, evident, eu când spun pentru mine, că evident ce gătesc pentru mine, mănâncă și Adi. Folosim foarte des semințe de chia pentru micul dejun. Cereale, orz, ovăz, grâu, ce mâncăm noi dimineața, obișnuiesc să asortez. Fie cu semințe de chia, fie cu goji, fie cu semințe de in, fie cu pudră de maca, fie cu pudră de spirulină. Le asociez. Iar acum am observat că și lui Fabian îi plac. Îi le pun înainte cu câteva ore sau le las peste noapte la hidratat pentru Fabi și... Thumbs up. Sunt foarte, foarte bune și foarte sănătoase. Și am aici 100% natural, fără aditiv sau conservanți. Vin tocmai din Paraguay. Wow! Din Paraguay, tocmai la mine acasă. Ce mai avem? Mai avem ceva? Da, mai avem. Pentru că vă ziceam mai devreme că îmi place cocosul, am cumpărat aici un ulei de cocos. Și acesta, la fel, l-am cumpărat tot pentru Fabi, în mod special, pentru că
în momentul în care îi fac ceva, că e o gustare, că e o, nu știu, ceva dulce, folosesc ulei de cocos pentru el, pentru că este foarte, foarte hrănitor și ne-am obișnuit așa, el nu face nazuri absolut deloc, iar pentru noi pe acesta îl folosesc în momentul în care fac, de exemplu, clătite. Pun o lingură de, da, o lingură zdravănă de ulei de cocos, astfel mă ajută pe mine ca aluatul să nu se lipească de tigaie și să-i și confere un gust bun. V-am spus, mie îmi place cocosul, dar, atenție, nu-mi place cocosul din nuca de cocos. Îmi place doar așa să-i simt aroma și îmi place și cum miroase. Am aici o cantitate de 300 de mililitri, spune că este bio, că nu conține alte ingrediente în afară de cocos. Este din gama proprie de ME Bio. Cam așa arată asta în cazul în care vă interesează și ia să vedem dacă mai avem ceva informații. Ulei de cocos nerafinat, ingredient provenit din agricultura ecologică, presărat la rece, ulei nativ. Este unul dintre uleiurile vegetale saturate și este ideal pentru prăjituri, gătiți și coacere. Uleiul este de origine biologică pură, are o consistență fermă la temperaturi de până la 25 de grade. Ase ferit de surse de căldură și lumină, păstrat în loc uscat la temperatura camerei. Eu îl păstrez la temperatura camerei, dar în momentul în care văd că se înmoaie așa prea tare, îl mai pun fie pe balcon, fie îl las la frigider. Vai de mine! Și dacă mă cunoașteți de mult, dacă mă urmăriți, dacă sunteți prietenii mei, dacă sunteți cunoștințele mele, dacă viața asta m-ați întâlnit vreodată sau m-ați auzit vorbind, fie pe Instagram, fie pe YouTube, știți că ador, dar absolut ador, ceva. Ce credeți voi? Scrieți acum în comentarii ce credeți voi că am cumpărat înainte de a vă prezenta eu produsul. Lăsați-mi acum un comentariu, fiți sinceri și onești, puneți pauză acestui videoclip și spuneți cam ce credeți că am cumpărat. Taram, taram, taram. Preferatul meu, preferatul meu din toate timpurile, preferatul meu din totdeauna, preferatul meu pentru totdeauna. Sunt absolut îndrăgostită, sunt, ador. Ador balsamul de rufe de la Tezorii de Oriente cu mosc alb. Deci îl ador. Când obișnuiam să trăiesc în România, eram absolut obsedată de acest miros. Doamne, cât de frumos poate să miroasă. Deci îmi vine să-l beau. Aolea, cât poate să miroasă. Și înainte, când stăteam în România, mai făceam clipuri de prin DM și m-am nebunit. Am avut multe fete care mi-au scris că l-au cumpărat tocmai în urma laudei pe care i-am adus-o. Și chiar de curând mi-a scris o fată din Anglia și știu că fata are dreptate. În Anglia, dacă vrei să-l cumperi, nu-l găsești, trebuie doar să dai comandă pe Amazon. Și să dai comandă pe Amazon, se vând doar la 6 sticle și costă vreo 20 ceva de lire 6 sticle. Și evident că plătești transport pentru că ți-l trimite din Italia și plătești transport cam cât costă 6 sticle. Și așa că nu prea randează. Asta în cazul în care vrei să dai banii, poți să-i dai, evident. Dar nu prea randează și așa a făcut fata cum am făcut și eu. Odată mi-am cumpărat 12 sticle doar pentru a plăti mai puțin transport, că nu avea rost să plătesc de două ori transport pentru că oricum le consumam și trebuia să cumpăr altele. Așa că am comandat 12 și mi s-a părut puțin funny pentru că ultima dată când am vorbit cu o fată referitor la asta, tipa din Anglia mi-a trimis o poză cu 12 sticle de mosc alb. De balsam de rufe mosca, de la Tezorii Oriente, cu mosc alb. Și mi-a spus,
atât de mult l-ai lăudat și că am văzut și că îți place foarte tare și ți-au mai scris fete comentarii că sunt bune și că i-ai trimis nu știu ce, nu știu care fete într-un vlog, nu mai știu că i-am trimis. Și a luat și ea. Și să știți, chiar am felicitat-o și i-am zis, băi, mă bucur că îți place atât de tare și mă bucur că ți-ai cumpărat 12 sticle și asta vreau să vă spun, fetelor, dacă locuiți în altă țară în afară de România sau în altă țară în care nu se fabrică aceste zori de Oriente, v-aș recomanda să cumpărați 12 sticle în loc de 6 ca să nu plătiți degeaba transportul. Mai avem ceva? Nu mai avem. Gata. Da, cam acesta a fost haul-ul de M. Am senzația că am uitat ceva. Da, am uitat să vă prezint, dar v-am spus la începutul clipului că i-am cumpărat lui Fabi niște borcanele din acelea pe care i le-am dat, așa că n-are rost să vă prezint niște borcane goale. Și mi-am mai cumpărat eu două oje, dar acelea nu sunt de la Demet, dar o să vi le prezint probabil într-un alt daily. Sunt niște oje absolut superbe și am găsit o ofertă, este la magazinul Dacia de la noi din Buzău sau magazinul Walmart, era o ofertă dacă îți achiziționai o oje din acea, o să vă las probabil o poză pe aici să vedeți despre ce oje vorbesc, dacă vă achiziționați o ojă la preț întreg, beneficiați de a doua la preț de jumătate. Și după ce am cumpărat, cred că m-am cam păcălit pentru că era o ojă 40 de lei, iar pe cealaltă dai 20 de lei, adică am dat 60 de lei pe două oje și mi se pare că m-am cam păcălit. Și doar ce am făcut o prostie, n-am închis bine capacul și mi-a curs pe jos. V-am pupat, dragilor, mulțumesc tare, tare mult pentru atenție, noi ne vedem data viitoare. Ai, cât de frumos miroase! Aveți grijă de voi!